Diavolul este de mii de ani o figură centrală în cultura noastră și nu doar în cea religioasă. Dar când vorbim de diavol, știm exact la ce ne referim? Salut și bine te-am găsit! Sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau, cum deseori mi se spune, omul care aduce performanța. Și data fiind că uneori avem impresia că diavolul se bagă în performanța noastră, asta e tema de care vorbim în întâlnirea de astăzi. Cum am zis, diavolul este un personaj central în cultura noastră de mii de ani și nu doar în a noastră, pentru că sub o formă sau alta, în toate culturile, în toate religii, există acest personaj care reprezintă forțe răului, sub o formă sau alta. Ar fi interesant de discutat de ce în cultura noastră e reprezentat cu coarna și coada și piciorul de capră, dar discuția ar merge prea departe. Este un motiv specific. Dar ce înțelegem prin diavol? Bine, ca de obicei știi că eu am obsesia cu etimologia e cuvântul în sine ne spune deja multe. Pentru că diavolul, poate nu te-ai gândit niciodată, este exact contrar de simbol. Adică în latină era diabolus, contrar de simbolus. Simbolul înseamnă ceva care unește lucruri, de la ca în sintonia, ca în sincronizare, simbolul. În timp ce diavolul, diabolus, că asta era cuvântul latin, era că desparte. Okay? Deci, tot ce creează unirea este pozitiv, tot ce creează îndepărtare și este negativ și este conectat tocmai cu diavolul. Deci, în loc de binele și rău, care sunt concepte la un moment dat subiective, adică ce e bine pentru mine poate fi rău pentru alții, conceptul ăsta de diavolul ca elementul de despărțire mi se pare fundamental. De fapt, există celebra fraza din Faust lui Goethe, când Mefistofele se prezintă și spune Ich bin der Geist des Stetgeschneid, adică sunt spiritul care mereu neacă. E, dacă este într-adevăr un aspect al diavolului care ar trebui într-adevăr pe care să ne focuzăm, este conceptul de negare. Eu am vorbit deja de multe ori despre faptul că secretul energiei, secretul succesului, este focusarea asupra partea pozitivă, unde, cum am spus de multe ori, nu în sens că e bună, toate cele bune și frumoase, ci despre faptul ce se poate face. Pentru că în momentul în care eu mă focusez asupra potențialul, eu am putere, am energia, sunt pozitiv. Deci, diavolul este tocmai forța noastră lăuntrică care ne pune să ne focusăm asupra ce nu se poate. Deci, atenție maximă, pentru că noi, nu întâmplător, am inventat acest personaj mitic, nu? Care se pare că ne împinge spre rău. Avem mereu figura ca la copii cu îngerul păzitor pe o parte și diavolul în cealaltă parte care ne împinge spre rău. Dar, de fapt, de un punct de vedere strict psihologic, este pur și simplu o parte din noi, lăuntrica, care mereu, din frica sau din paranoi diferite, din obiective ascunse, ne împinge în direcții diferite sau, de multe ori, ne pune să negăm potențialul. Bine, eu cred că asta este adevărata semnificație undeva în Evanghelia lui Matei. Iisus spune că singurul pecat care nu va fi iertat este păcatul împotriva spiritului. Bine, asta este ce face diavolul. Neagă spiritul, neagă potențialul, neagă energie. Deci,
Atenție maximă, în momentul în care noi ne focusăm asupra ce nu se poate, suntem stăpâniți de diavol. Grijă maximă!